Și pasul de la junior la senior, unde l-ai făcut? Cum l-ai făcut? Pasul de la junior la senior l-am făcut de la tot de la Morin, bineînțeles, spre HCM Constanța, actuala CSM Constanța. Și acolo a fost o chestie destul de interesantă, fiindcă cu câteva luni înainte eram deja pregătit să semnez cu Steaua. Ceea ce la acel moment era un lucru foarte important. HCM Constanța era o echipă în creștere, o echipă tânără și cu perspective. Deci cumva soarta iarăși m-a făcut să las Steaua în detrimentul HCM-ului. Ok, dar la HCM când te-ai dus, te-ai dus și pe ideea că fiind o echipă în creștere ai șanse mai mari să joci decât la Steaua, care era deja un nume foarte, foarte mare? Și asta a contat și asta a fost un lucru foarte important în alegerea mea, să-i spun așa. Nu era ușor nici acolo. Era o echipă de tineri, cei drept, dar nu era foarte ușor să intre. Erau jucători de valoare la momentul respectiv. Un Buricea, un Stavrosit, un Stănescu, Toma. Deci nu era ușor să te duci la Constanța și hai, gata, începem să jucăm. Chiar dacă noi aveam oarecare valoare deja, să spunem, venisem după un turneu final de campionat european, turneu final de campionat mondial cu echipa de tineret a României, da. Locul 6 la amândouă, nu era un lucru la îndemână pentru oricine. Numai că, v-am spus, am dat de jucător foarte important și foarte bun la momentul respectiv și nu a fost deloc ușor să ne integrăm. Da. Dar e bine când ai de jucători foarte, foarte importanți și foarte experimentați, pentru că au și cu cred, ce să te ajute. Eu chiar cred în chestia asta, să știi că nu poți face niciodată o echipă decât cu jucători, să zicem, mai în vârstă, mai bătrâni și cu experiență și cu jucători tineri. Cumva să îmbine aceste două lumi, să le spun așa. E foarte important, din punctul meu de vedere, să facă ușoară tranziția pentru cei tineri. Altfel o să fie destul de greu. Toată lumea acum, nu știu, vor să facă o echipă, ok, hai să întinerem echipele. Nu ai cum să le întinerești peste noapte, adică hai să venim cu... V-am zis, nu există o bază exactă, ok, au valoare. Nu contestă nimeni chestia asta, numai că trebuie să îmbini. Cumva experiența celor bătrâni cu, nu știu, cu entuziasmul celor tineri. Mm-hmm. Altfel, eu, din punctul meu de vedere, repet, poate greșesc, din punctul meu de vedere, cam asta ar fi soluția și rețeta unei echipe de succes.